Scene de groază luni dimineața în localitatea Războieni din apropierea orașului Târgu Frumos. Un bărbat în vârstă de 53 de ani a lovit-o de mai multe ori pe soția lui în vârstă de 49 de ani cu un topor în cap. Agresiunea a încetat doar atunci când unul dintre fiilor i-a văzut și a început să țipe. Localnicul a lăsat-o pe femeie în agonie și a plecat în mansarda casei, unde și-a pus capăt zilelor. Tragedia s-ar fi petrecut pe fondul unor neînțelegeri. Mai exact, potrivit autorităților, femeia ar fi deschis proces de divorț. Vă atenționăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Pe fondul unor relații tensionate generate de demararea unei acțiuni de divorț, azi 15 februarie, în jurul orelor 8, autorul a așteptat-o pe soția sa în fața magazinului administrat de aceasta, în satul Războieni, comuna Ion Neculce și de Suiaș. De îndată ce a văzut-o, autorul i-a aplicat mai multe lovituri cu un topor, fiind oprit din agresiune de țipetele uneia dintre fiii săi care a apărut la fața locului. După consumarea actelor de o extremă violență, autorul s-a retras în mansarda casei sale, unde s-a spânzurat cu ajutorul unei funii prinsă de o grindă din lemn. Gestul final a fost precedat de încercări repetate de a se înjunghia cu un cuțit. La fața locului au fost chemate ajutoare, iar un echipaj medical a stabilizat-o pe victimă și a transferat-o la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Din cauza rănilor grave, medicii sunt rezervați în ceea ce privește starea ei. Victima a fost diagnosticată la internare cu plagă craniu cerebrală profundă orbitară, traumatism vertebral cervical, contuzie toraco-abdominală, traumatism bună bilateral cu plăci tăiate cu aspect de leziuni de apărare, comă gradul 4, prognosticul fiind rezervat. Cei care îi cunosc sunt în stare de șoc. Bărbatul ar mai fi comis în trecut o crimă. A amenințat-o de mai multe ori că o va omoră. Da, dar nu mai de câte ori. Dar el a mai omorât un om, doamne. Vă surprinde crima din această dimineață? Foarte. Am rămas trăznit, am rămas tablou, nici nu știam ce să mai fac. Și mi-a căzut jos din piscavă. Tatăl fetei, fratele cu nevastă. Doamne ferește! Da, și așa, asta-i treaba, când bagă zâzanii. Potrivit unor informații din presă, agresorul lucra în străinătate de mai mulți ani și a revenit recent acasă.